Zona în care acționează cei doi polițiști sosiți miercuri la Târgoviște are în jur de 1 milion de locuitori. Acolo sunt doar 2500 de polițiști. Cele mai des întâlnite infracțiuni în acea zonă sunt cele cu violență. Consumul de alcool și de droguri este cauza principală a apariției acestor infracțiuni cu violență. Infracțiunile cu violență sunt cele care apar cel mai frecvent. Wir haben auch einen hohen Anteil häuslicher Gewalt, das ist bei uns ein großes Problem. Gewalt in der Familie. Ja. Mhm. Dar și violența în familie. Und im Bereich Jugendgewalt, also dort haben wir festgestellt, dass vor allem die Schwere der Gewaltform zunimmt, nicht die Anzahl, aber die Schwere der Gewalt. Apoi mai este violența în mediul tinerilor, care nu este îngrijorătoare din punct de vedere al numărului, cât al faptului că apare. Nu al numărului, cât faptul la nivelul tinerilor este destul de grav când apare. În Grundwart, das die jungen Alkohol trinken, oder? Einen Grund für die Gewalt. Und Drogen oder ja. Der Alkoholkonsum oder der Suchtmittelkonsum mhm. ist bestimmt eine wesentliche Ursache für die Gewaltformen. Insbesondere der Mischkonsum, also aha. Drogen und Alkohol zusammen. Bineînțeles că este o cauza principală consumul de alcool sau de substanțe interzise, dar mai grav este amestecul între alcool și combinația între alcool. Atunci se produc und auch Arzneimittel, nici un codăr nu drogă nu într Arzneimittel, weniger, denke ich, aber vor allem Drogen. Mai puțin medicamente, mai mult droguri, cannabis în amestec cu alcoolul. Discuțiile polițiștilor au mai vizat activitățile pe care ei le organizează pentru a preveni infracțiunile. Totodată s-au adus în discuție violența în familie, între tineri și abandonul școlar, mai ales că specialitatea polițiștilor din Elveția este prevenirea violenței din școli. După conferință, aceștia au însoțit lucrătorii noștri din cadrul poliției de proximitate și din cadrul Centrului de Prevenire a Criminalității să desfășoare o campanie stradală în care au împărțit pliante pe stradă, în scări de bloc și în mediul rural. Pliantele conțin sfaturi și recomandări pentru cetățenii cu privire la mai multe infracțiuni, cum ar fi furturile din locuințe și din gospodării.